Ștefan Târnovanu, unul dintre fotbaliștii luați la rost de fostul portar al Stelei, a spus că respectă cele menționate de Duc Adam, precum și faptul că acesta și-a expus mereu părerea sincer. E o veste tragică, cred că, pentru tot fotbalul românesc. Pentru tot ce a făcut pentru echipa asta și ne pare foarte rău. Condoleanțe familiei și mai mult decât atât. Nu am vorbit niciodată personal cu el. După meciuri obișnuiesc să mă uit la reluări. A fost un om care a spus tot ce avea de spus despre mine. Respect asta și îmi pare rău că nu mai e printre noi. Sper că da. Aici era o deplasare unde e foarte greu să câștigi. E un teren deplorabil. Nu știu ce să facem să fie terenuri mai bune. Poți alunca oricând să-ți rup genunchiul. O gleznă. Știu că toți oamenii fac orice să fie totul bine. Mă bucur că am câștigat și că am urcat pe podium. Nu cred, pentru că sunt 8 echipe în 6 puncte. E foarte echilibrat campionatul. Dacă reușim să legăm o serie bună în care să câștigăm, putem să ne distanțăm. Dar nu cred că va fi o luptă în doi. Am fost concentrat să intrăm acolo. Am făcut o treabă mai bună decât se aștepta orice. Ne-am autodepășit și am vorbit să facem și în campionat la fel. Dacă am fi făcut la fel, am fi avut și în campionat un avans mare, a spus Ștefan Târnovanu. Daniel Bârlige a marcat o dublă în deplasarea de la Oțelul, iar gestul pe care l-a făcut la unul din golurile marcate a fost acela de a săruta un tricou cu poza lui Duc Adam. Atacantul lui FCSB a spus că gruparea roș-albastră este alături cu tot ce se poate familiei lui Helmut Duc Adam. A fost o veste foarte neplăcută pentru toată lumea fotbalului, în special pentru lumea din partea noastră și ne pare foarte rău. Suntem un pic dezamăgiți de această veste. Suntem alături de toată familia și toți cunoscuții. M-a surprins și pe mine un pic. Am văzut mingea acolo și am șutat de pe loc, s-a dus bine, important că a intrat. Când intră frumos e și mai bine. Câteodată atacanții și oamenii de atac trebuie să-și ia responsabilitatea și să zică că mingea asta o finalizez eu. Am mai încercat câte una-două până la final. Ca atacant vrei să dai cât mai multe. Cu siguranță a fost un motiv pentru schimbare, trebuie să ne limităm. Că avem multe meciuri peste 3 zile, peste 4, peste 7. Nici nu mai știm când avem meci, trebuie să ne antrenăm. Am intrat în modul acela, în care doar ne pregătim pentru meci. Dăm totul pe teren, din urma unui fault de joc. A căzut pe deget, mi-a tăiat degetul. Dar în 3 zile se lipește la loc, e, în primul rând, o mândrie personală, că reușesc să dau goluri, dar în principal că ajut echipa foarte mult. Echipa dacă nu câștigă, nu luăm puncte. Sunt dezamăgit când marchez și nu luăm puncte. Era o deplasare foarte grea și sunt fericit că am luat aceste 3 puncte foarte importante. Vreau să cresc cât mai mult, dar și ca echipă. Dacă toată echipa face aceeași muncă pentru același obiect, culegem toate roadele și suntem mulțumiți cu toții. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.